O simplă comparație între formele câtorva verbe la modul indicativ, timpul prezent în limba română și în limba engleză, evidențiază complexitatea flexiunii verbului în limba română. Poți observa că tiparul de conjugare al verbului în limba română cuprinde 5 forme diferite dintre cele 6 la cele 3 persoane la numărul singular și la plural, pe când în engleză doar 2 forme diferite. În ceea ce privește cele 5 forme diferite, observăm că verbele a mânca și a desena au forme identice la persoana a treia singular, el ea mănâncă, ei ele mănâncă, el ea desenează, ei ele desenează. Pe când celelalte verbe au formă identică la persoana întâi singular, eu fug, persoana a treia plural, ei ele fug, eu văd, ei ele văd, eu merg, ei ele merg, eu hotărăsc, ei ele hotărăsc. Observăm de asemenea că în cadrul flexiunii verbului în limba română există modificări în ceea ce privește structura cuvântului. Să ne oprim atenția asupra verbului a vedea. Observați că formele verbale diferă, sunt diferite. Eu văd, tu vezi, el ea vede, noi vedem, voi vedeți. Ei ele văd. Spre deosebire de flexiunea complexă și dificilă a verbului în limba română, verbul în limba engleză are modificare doar la persoana a treia singular, unde primește un s. It, eats. Draw, draws. Run, runs. See, sees. Go, goes. Decide, decides. În continuare, vom analiza câteva tipare de conjugare a verbului în limba română pentru a înțelege structura formelor verbale, a evita greșelile frecvente sau cele care sunt posibile prin necunoașterea flexiunii verbului.